Din cauza neacordării priorității unuia dintre autovehicule, cele două mașini au intrat în coliziune, iar în urma impactului, una dintre ele a ajuns într-un cap de pod. Două dintre persoanele aflate într-una dintre mașini au fost rănite. Imediat la fața locului s-au deplasat polițiștii. Un echipaj al ambulanței a transportat victimele la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Tudor Vladimirescu. Cele două femei prezentau traumatisme craniene și abdominale ușoare. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.